Marvi s-o fac cum ei, domnul Nicolae. Bună idee ați avut cu solarul ăsta. Dar cum de le tundeți, domnul Nicolae? E prea cald. E prea cald? Serios? Mă vine căldura de mult. Mă vine căldura. Le faceți cu foarfeca sau cu mașina? Foarfeca? Ce le-am tuns astăzi. Mâine de-aia am zis că să vii. Mâine și mai mult. Nu contează, bună ziua. Să trăiți. Niciodată n-am văzut cum să mulge. Cum să tunge? Cum se tunge? Dar să se umple, că acolo tunge. Cred că și la noi în sat, nu? Înainte când era de tuns oile, se duceau toți oamenii care știau tunde, nu? Păi fiecare își tunge oaia, să ajuta unul pe altul. La băiat la fel, mergeau. La baie nu-i cam bine de firma. La baie nu? Se studie mult? Înjură. Se înjură mult, a? Le-au fătat toate, gata? Mai sunt câteva afară, am și mie acolo unul fătat amână, e o fătat la loc din ploaie. În colț. Acum au fătat? Da. A fost producția noastră. A fost bine, nu? Da. Zice tata să lui Petrea că ei luni dau. Alinii au dat. Acum nu știu. Dar acum să mai spun ceva. La ei au fătat mai devreme. Mai înainte, doamne. Când am avut eu 10, Petrea avea 50 fătate. Mult înainte au început să fete lor. Da. Dar numai dumneavoastră tunde sau tunde și domnul? Nu, mai eu. Ai ce băga la toate astea? Mâine am mai mult, de-aia am zis că mâine. Mâine am vreo 6-7 oameni. Mâine era mai fain. Dar n-am mai văzut pe... Adică am mai văzut un băiat care le-a mai tuns, da? Așa de tuns nu prea te tunde oamenii. Care au adăpost, ca lumea le tun. Da? Eu nu le-am spus până la întâi. Eu dacă ajută bunul Dumnezeu, de azi într-o săptămână le vezi astea gol. Oprește, mă! Oprește! Dar ce faceți cu apa? Aici vin să dea apă. Unde să dea apă? Ia uite ce fain. Suge. Ăsta o firmeză, ăsta nu are mamă. Nu are mamă? Gata, nu mai trebuie! Au! Bună ziua, domnul Nicolae. Să trei. Dar cum de nu vezi la mașină, să tunesc cu mașină? Auzi, eu am văzut toate felurile. Da? E bun cu mașina, și eu le-am tuns într-o an, am plătit. Nu rămâne nimic pe ele. Știi ce e? Că acum te barbidos pe față. Aia e una, a doilea și când o taie, aia nu știu dacă mai scapă. Haideți, se și taie? Știi cum se taie? Dar ce, aveți foarfeci sau numai una? Am două. Una aici am țipat-o când am urcat-o aia. Ia uite aici. E cum are, briș. E prima oară când văd când se tunde așa. Uite de aici se înșeapă. Dar stă, n-are treabă. Stă, mai duc să-l iei. Dau cu fișoară. Cel mai mult și cu și au treabă. Cu ouăle. Cu ouăle? Da. De ce? Când dau cu fișoară, unii ce-l vede.
și ce prostii că ne aud, ne se uită și ne uită. Trebuie să știi să le și, să le și faci. Alții le iau de aici, fără de unde. Eu prima dată fac o mare. De sub burtă e făcută, înainte. Când o fătat. Dar dumneavoastră când vreți să dați? Mie îi dați întrebat. Încă nu? Nu știm încă. În jur de întâi, înainte de scos. Vreau să le tung, să le dau, să le mai tratez. Le tratez încă o dată și apoi să le iasă la colț. E cald aici, face mult. Da. Și știi cum e? Eu vin până prin 15-20 aprim. Nu așa dacă o plouă. Noaptea vine dorme aici. Că iau ezlarile, să ne jos. Și... Dar credeți că va mai veni frigul ăla? Nu cred eu că mai veni. Nu, dar dacă plouă, știi cum e acum? Oaia nu are nimic afară, că e pe câmp. Știi când... Am un... Problema e noaptea, când o bagi în staur, știi? Da, acum când mergeți luați și de la oameni? Numai la paștile noastre mai. Mai sunt 38 acolo de fătat. Mai aveți încă destule de fătat, 38 sunt multe. Trei nu cred că or făta. De ce? Ca un joc, când ne dai la grăunță. O le-am prins. Da, aia ce înseamnă să joacă? E starpă. E așa de greu, mă gândeam că e mai greu, serios. Cum să știi greu? Mă gândeam că e ceva mai complicat, mai. No, nu-i complicat de rest. Problema să știi să-ți mânuiești mâna și... Dacă aveați unde să mai dați și lână, era mai bine. Eu știu. În grob lână, ai ajuns în grob lână? Ce zici din asta? Povestea un domn pe acolo, pe la Ilva Mică, spunea că înainte ascundea oile. Ca să poată să rămână cu lâna, să-și facă și ei. Vineau, cum se spune, la codinit, la sufrintat, femei din sat. Pisuhaine, îți băgau lâna care era curată, o băga pisuhaine să-și ducă acasă șamu și au zis domnul. La cântunșnii, aia se spune mniți. Păi nu vedeai, eu ăsta ne-l greb, îl țuplă copa. Deci m-ai înțeles? Ala tot ce vedeți mi-a asta, asta nimică, tot se strânge atunci, pe vremea lui Ceaușescu. Și după Revoluție, unde rap, după avocat. Păi asta vă spun, că povestea oamenii că pe vremea aia ascundea, numai că o zic că femeile de când era, când era iarnă, ei numai torceau, făceau ițar, ce se făcea, pieptat, ce făceau ei? Că e bine, am unul rău. Da, da, acum nu... Anul ăsta se aude că e 23, am știut 25, 24, 25, la televizor spunea că... Dar acolo n-ajungem, noi ca aia e partea, că s-a București. 24-25 de lei ca aveți pe kilogramul de miel? Da. Eu zic că e foarte bine, nu? Cum să nu fie bine? Cum să nu facă ei, o mai făcut odată, odată. Și care au avut ei mari. Cine care au omorit, mă. Lasă-o, mă, dă-i pașca, mai înainte am dat eu să sun. Mă, dar e dat apă. E și acela asta. Ce mai știu? Ce a zis că o mai făcut ei odată, că n-am înțeles ce a zis. O zis că de la, nu minte, de la 20 de kg nu mai dată la preț. Dar de ce să nu mai dai? Păi așa fac ei! Înțelegi? Am o cineva mi-a zis că de la 20 de kg în sus nu dă numai 20 de lei. Nu știu dacă e drept. De ce nu mă zice Petrea, că el îi dă primul? El o zis că cu 24 de. Lunii de.
Domnule, văzut, ia am întors-o. Merem de aici cu totul. Când ajungem la cur, e gata. E gata. Asta e. 24 e bun prețul. Bun. Cu mașina, cu mașina se făcea mai repede. Da. Problema e aici când vii aici, ajungi aici, aici la tendonile. Nu ce ajungi vitale, nu faci. Nu pot să mă dau de mâna de umăr. Știe și domnul. Ce pot să bag? Destul. Ai scăpat la pensie în ceași? A toamnă. Există degeaba. Nu mai vine la dumneavoastră când... Am văzut că ai fost la tine în Borleasă. Mamă, ce domn, ce bărbătos omul ăla dintr-o bucată, l-ați văzut, nu? Nu știți? Când casă mi-a dus aminte ce spui și eu la unul. Nu mai vin la voi. Poftim? Nu mai vin aici. Nu. Nu, mă, noi povestim de altfel. Auziți? Domnul Râpan din Lechința avea pe un domn ce de plăcere mergea să dea în strungă. Bine, e pensionar și plăcea lui să meargă, dar într-un fel e plăcut ce să mergi. Câte puteți face pe zi așa dacă stați de ele? Dacă n-aș lucra de dimineața până seara, fac 50. Odată am mărgeam dat fânul din jos la ue, trebuie dat dincolo, le-am pus o tură de apă. Am aplicat din el, am adus aia, nu? Nu stai, azi am făcut. Până amu, asta e 18. 17 sau 18, cam așa. Ia, ca o doamnă. Gata. Aici am rămas, hai să te ceznic. O țări două dincolo, că să te mor. Hai, doamne. 24 de lei, domnule, e bun prețul. 7 lei mai mult ca anul trecut. Că la unul a spus că el a dat 17, 17.50. O dat și cu 15, nu mă mai spun și mai mult. Da? Ia, și ăsta e de azi, dar nu e ud încă. De azi noapte ăsta? Da. Păi e mare dacă e de azi noapte. Păi și ăsta mă fătă, zic, astea tăci de aici, din sus partea aia, așa, zic, când ați fost dumneavoastră. Eu ce faci, stau. De la întâi vrei să le scoateți? Da. Dar după ce dați mie, începe să le mulgeți, nu? Le mai mulgeți. Domnule, am eu conturanță mare, nu știu șase. De ce? O las un italian, o fabrică în Bistiță. De lapte, nu în Bistiță, că la Micești. No. Al avea să iei pe ăștia tăi să daie peste 7 lei. Să daie bani și înainte la oameni. Cum știți cum este? Trăim în democrație, care plătește... Cum a, știți cum? Eu, mie să vă spun ce mi-a zis cineva, ci că românul e mercenar. Care dă mai mult, omul plătește, dar nu să strici. Spui, bă, dacă îmi dai atât, dacă și dumneavoastră, dacă aveți 6 lei, nu? Că cineva vă dă 7. Diplomat ar fi de să spui... Șate, dacă pune să zic 10, dar nu, tăi nu merem de la doamna asta, asta e sigură. Păi, prima oară trebuie să spui, doamne, poți să-mi dai atâta și depinde, că povesti sunt multe. Că mulți. Au mers deja la ei? Au mers la ei când au auzit că au pus, dar trebuie să vă vezi pe Facebook, că au pus zice că pe Facebook. Știi? S-a deschis una la Mureș, s-a deschis la Cluj, la Baia Mare, știți ce, știți ce m-a învățat pe mine cineva cumva? Că bă, ce mai simplu drum e ăla care îl știi. Bă, cel mai aproape drumul care îl știi. Restul, cum spuneți dumneavoastră, dacă nu le cunoști, nu te duci. Păi nu? Poate să-ți dea oblei, poate să-ți dea în prima lună și după aia. Sau poate să fie serios, de ce? Păi ia lapte de vacă. Ia deja? Da. Stai că să lucrezi într-o coloadă. Și dumneavoastră? Vreți să vă mutați sau? Nu. Așa o zic eu, câte la doamna mea, 7 lei. 7 lei? Da. Păi s-o mări față de alu tricu, nu? Un leu, dar ăsta zice că pune 7 lei 20-30 de bani sau 7 lei 50. Ma, dacă dau 50 de bani, vi-am zis mai devreme. Dacă doamna plăcește... Deci brânză nu faceți, anul ăsta deloc. Nu, mi trebuie pentru noi și avem obligații. Oricum, s-au făcut frumoși mie, s-au făcut. Ăștia rămân de pastile noastre. Am ăștia? Sunt și 5 mai. Până 5 mai nu se...
Dar cum de n-ați dat o tură încă? Că sunt destui dau, de mari. Dau. Când îi dau, dau toți odată. Atunci. Bine, unul. Auzi, ia acolo, le-am pus o găleată de grâu. Ia să vedem că aici grâu, l-am văzut. Acolo în troacă. Am pus o găleată de aia de 20 de kg, ai gata. Dar mănâncă. Hai, o fac așa, îi vin ei, mă-ncă. Mănâncă, pe groapă. Când da, apare, da, grâul e bun, domnul Nicolae? Ăla e grâu furajer, criticat. E bun ăla. Și dincolo au sedul mi-a tăiat. Da, ce am vrut să vă zic? Când îi dați, vi cântărește pe toți? Da, fiecare. Deci cântărește fiecare. Separat. Unii o ladă, dacă nu merg unii dai la direct, au ladă și... cântărești, unu, doi, depinde cât e ceva. Dumneavoastră, vă dați seama ce am ajuns noi? De exemplu, eu să stau în sacul dumneavoastră, dacă îmi trebuie brânză, trebuie să fac comandă și îmi dați numai în august, că nu mulge nimeni sau mai faci așa. Nu știi cum e, dacă îi și suntem prieteni, oprim om lapte și face. Da, dar multă lume spune, este ca și cum aș veni eu să vă cumpăr 10 miei și să mi tăiați. Mai bine, dați toți odată și a scăpat. Numai așa am făcut, am ieșit bine așa, dar e munca multă și... nu mai găsesc oameni să gălească ca și acolo. Da. S-a spus și am un niște prieteni, dar cum vin la rămâne la tunz? Un frate de-a lui Petra vine că am avut de-o alții și alea, vin unul din Beclean că mi-e prieten, că ăla ne vin niște prieteni, dar mă duc la ei la tunz. Dar păi am văzut că se practică asta. Da. Și la și când se îmbăiază. Final, da, fără oameni n-ai ce să faci. Nu. Asta se face o turmă, mergem toți, după aia se face ceaonul ăla că trebuie făcut, că nu se poate fără ceaonul. Da. Auzi, domnul, ăștia din aia când dăm maștinutul afară și după interval, ies afară. Deci se vine în voastră afară cum ziau, mai frumos arată. Astăzi nu-i lăsăm pe nu-i lăsăm. Da, auzi, domnul Nicolae, a spus cineva că nu-i bine să-i scoți afară deloc. De ce? Auză, nu știu dacă știi din ea, dar sunt căpușa anul ăsta, e plin. Tăți care eu scos tărpile afară, o să-ți plin. Nu mai știu ce să fac. Eu de-aia le vreau să le tu, ca afară, nu mai găsesc pe nimeni să vie să mă ajute. Ăla cu mașina și mai este, sunt numai 2-3, ăia, dacă eu am anul trecut le-am puntat cu Vorfica, apoi mă lasă până iunie, iulie, apoi Petru. Așa anul trecut tot așa le-am tuns. Am trecut cu un om știu, le-am tuns. Da? Da. O zis domnul ăsta Petre, nu Petre, Florin Cârnu din Nechința. O zis și că eu nu vede mie ăștia numai când îi simt pe Saivan și când merge mașină afară nu-i scot deloc. Nu văd. Îi lăsăm acolo în față, știi, unii la fântână, am zis că am pus ceva pe fântână, să nu știi ce în fântână. Ia numai așa când scoate maștenutul și ies afară, dar pe joacă vin înapoi, iară mărg înapoi, iară vin. Dar frumos, afară se văd mai fain, mai gras, mai... Da. Cam la cât se face? Faceți media lei? 30? 25? 30? Cam 25. 25? Da. Păi sunt și peste 30, dar nu sunt tot. Eu am zis, nu, face media. Care au pădat primii, știi, mai devreme. Păi da, în Lechința cred că i-au dat deja. Da, au dat mulți, e plin la livezele. M-a sunat un prate. Cum mă zic, eu luat după 3 mieluță, știi? Că dacă mă dura lumea ta, nu-mi dai. Am pe cineva aici în sat ce stă la mine într-o casă și... Mă ruga frumos, dacă vorbesc cu cineva, să-i dați 3.000 lucruri, îi le plătește. Dați? Când da. Vine... Că până la urmă tot acolo ești. Păi, când vine mașina... Da, o zis că vrea să și le ia și să și le țină. Adică nu să le taie, le ține pentru ei. E pentru sănce. Țin ele și apune lumea. Haideți să vă spun ceva. Bunica mea ținea 3. Doar 3. Și din 3 oi, când fătau, îmi dădeam mie un miel, an de an. Unul ținea pentru ei, că de obicei cam 3 aveau. Sau cum se întâmpla, că avea numai 2. Și unul când venea frații mei, făcea la toți câte o masă. Contează să ai. Plus că îi dădea, cred că, de 2 ori lapte sau 30 de litri de lapte, ceva în genul ăsta, nu? Nu știu, aici la noi nu așa mereu. Aici, știi cum e, numai așa, dacă vrea să iei, știi, odată, să dau o rândul sau la fiecare, vine în fiecare rând. Da? Eu am avut unul cu 3 oi cu lapte, o luat de, am dat 6 rânduri și unul mai mic, 7, o luat de 4 oi. Adică odată și dăm pe 2 rânduri să nu mai vin așa. Dar cât va fi, de exemplu, dacă eu am 10 oi și vreau să vin la dumneavoastră, cât va fi să de oaie să plătești? Am trecut-o fost 70 de lei.
Și anul ăsta va fi la fel sau mai mult? Și că mai mult, că am urat și trebuie mai mult. Păi, auziți, să luăm drept, toate s-au scumpit. Și dacă vă dă un leu, un leu pe lapte, eu zic că e bun. Și 3-4 lei, dacă vă dă pe miele, are bine, nu? Da. Numai, da. Știți care e problema? La dumneavoastră au fătat de mult. Dar sunt este care... mai și iunie lapte și jumătate iulie. După aia, în august scade, ca este dacă nu scoți berbeci și se montează iară. Din 15 iulie începe iară. 15-20 iulie intră în căldură. Dacă nu scoți berbeci, da, nu te aștepți în decembrie. Îi scoateți? Da, anul ăsta da. Da, acum... Dai băgăm, am să fetită din 15 ianuarie. Deci undeva în 10-15 august. Acum... Prima când s-o mărâie și scoate mâine. La munte, acolo pe Ilve, o făta mai târziu, ei, la ei mai greu, la ei cred că va fi mai ieftin un pic mie, că îi dau mai târziu, nu? Mă, nu știu, cam sunt multe contrase făcute, nu vezi cum umblă. Și vin și din Constanța direct. Vin din Constanța direct? Păi sunt care au prețul și vine tirul și să strâng un câte... Și e 600 de mii merius când tir de la lung. Acum și noi, să zic, pete, așa la ce strângi, nu, dai 100 la 100, să strângi 5-6, un petirus. Ați numărat? Mie, cât aveți? Așa cât îți depăți, fătate oi, ei nu știu cât îți, sunt, nu știu, 2 sau 3 cu 2. 180 fătate și 2, 3, cam așa se fătate. Aveți ceva producție? Astăzi când se gata pătările, în 15 luni. Da, și să vă dei 6 lei în plus 7, să luați 24, bine. Deja da. S-a omărit. Da. Ce faci, în ceași o strângi? Mă, ține așa, că tot duc mie în jos. Dar dumii tale, când ai fost cioban, unde ai fost în ceas? Că ai spus că ai fost cioban. Aici, la noi. În Bigi. În Bigi am fost. Aici, la Râșul de Sus am fost. Da, ați fost pe rândul satului sau ați fost cu oile așa? Nu, cu oile oamenilor. După rândul satului. Băgat cioban pe vară. Cioban pe vară, din mai până la 1 decembrie. Și le și? Noi le mugem. Vine omul, eu cu frații le mugem, vine omul după lapte. Să știu că e gata. Omul duce, se aduce de mâncare, este cu laptele, se duce și se duce și se duce drumul la oia afară. Anul ăsta lucrați cu domnul Nicolae sau? Da. Da, el ne dă strungul. Eu le dau un strungul și le mut. Și eu mai mut. Da, mai băga și alți oameni? Atâta e de anul trecut. Dar sunt puțin adi la oameni, nu mai au. Anul trecut au avut 200, am unul 160. Au oameni. Și dacă au atâtea. În total câte o să aveți? O 450. Dacă sunt atâtea. Și mă gărăzim la asigări, mă. Roge. Ei, mă. E păditule. Dacă erau minus 6-7 grade, nu le mai tundeai din Italia, domnul Nicolă. Era un oșu pus cartofii ăștia după casă la ei. Pus cartofii, bă. Băi, dacă ține pe asta, nu o să ceva, auziți? Am fost la un domn, Eugen Vișan, nu avea o mână, știți? Din roșii. Așa. O zici și că bă, ne-a ajutat mult, eu recunosc, ne-a ajutat mult vremea anul ăsta. S-au făcut de toate. Da, am văzut că ai filmat acolo pășunea lângă el. Da, dar la mine nu mi se ies. Da, avea, ați văzut ce condiții avea acolo. Da. Unde se ies? Așa, dacă fac și eu saivanul, am eu niște loc acolo la deal, știi? Da, am vrut să zic, domnul, o zis că v-a ajutat mult vremea, s-a făcut de toate, a fost cald. Da, la mine îi place și căldura, nu frigul mare, că degeaba îți deșe pe unul, știi că, mai mă uit, degeaba îți deșe, facă. Când vezi când se satură și noi, să vezi cum dorm încinș aici, zici că am venit odată, am văzut, bă, ăla-i mort, mare. Domnul Nicolae, acum... Păi se prind ăla... Doamne greu, știi așa, doamne greu, ca omul știi. Bă, mă, e mor, dar e viu. Doamne greu, foarte greu, doamne. Mere așa de pingă, e așa oaie, e așa oaie, că doamne, mă, doamne, de ce faci? Păi, o zici toții. De ce faci? Durnea pișoare. Da, cum a fost săptămâna trecută, a fost cald. Am fost pe la urmă, niște erau cu oile afară, dar se vedeți câtă iarbă aveau să mănânc. Dar acum o dat iarba, e gata.
Da, era un domn cu sterpele, știți, cu sterpele era acolo. Alea sterpele care nu-și pătate. Alea și nu le-am putea scoate dacă aveți și mere. Alea dincolo. Păi, uitați-vă în sus, este iarbă câtă vrei. E grădina mea, cât e, din sus iară. Nu, eu am dat un exemplu, ieșit, am da, să da, spun da, că a ieșit iarba. Domnule, acum o spun vremea. Că vine iarna, o rătate, o ninge până... Săptămâna asta se ploie din sori, așa a spus doamna mea, directoarea de la metrologie, s-a născut aia astăzi. La munte și la zi, am Poiana, am Brașov și am mai jos, eu mă mătuie, dau cu și 1,60 m. Și la 30-60 cm. Am luat contrebii și pe Paula, după masă. E tătă ziua, au nins și azi noapte, așa a spus. Dar se vedea zăpată, cu arăta la tine. Eu am la stupeni, acolo am... Da? Copii, știi? Păi eu sunt din Zărnești, tot din Brașov. Acolo m-am născut. În Zărnești? Zărnești, Brașov, da. Acolo era două sate în Zărnești. Toanul nou, toanul vechi? Nu, și acolo... Știu, ne-am încorporat eu. La Brădet. La Brădet? Da. Ia să spune, măi. Acolo aveam în Zărnești, pe Vinerești. Dar unii m-au dus la subunitatea aia de rămâneam acolo. Am făcut la un frate, ne-am eu, că m-am dus la... Cred că m-a luat dracu. La aceea cu, cum ne zice, no, mă. Săpa mămunt. La Bran? Nu, de acolo sunt la munți. Nu, dar mergeam în munte, că săpam acolo, era în vârful muntelui, săpam pentru să cace ei, nu știu ce pece, pe o analiză, pentru... geologie ăștia, așa cum ne zic. Nu? Geologi, da. Și vine, săpam șanț de 3-4 metri. Iar când ajungeam în fundul șanțului, nu mai puteam întuna cu pticioare, că trebuie să mergi un pic așa, să, dacă mereai drept, te prindea pământul acolo. Mai puteai, te omoră, o ninge, nu picat acolo. Tot o zicat, dar pe noi nu l-am auzit. Eram mai departe. Și, mă, și cumva. Aici sunt condiții bune, domnul Nicolae, așa aveți pășunea aproape, dar am fost pe acolo, pe Ilve. Toată lumea duce oile la munte, că ei nu au pășune. Ei de la întâi s-apucă de tuns. De la întâi? Da. Și acolo, la, când am spus că verdea mea și care țin la revișoară, ei de la 1 aprilie orice ar fi. Înțelegi? Și dacă e din ăla de scândură, dacă e vânt și de alea, mai pun ceva nylon, ceva, știi, să nu bată vântul. Că ei dacă merg în, cam în 15 mai să duc, 15-20 mai, să duc în munte. Eu când am încorporat la Brașov, m-am încorporat. 79. 79 v-ați încorporat? Da, în Brașov, lângă, în spatele gării. Acolo, la, cum nu zic, numai, la securitate milice, 40 pe timpul Ceaușescu. Și apoi 3-40 de militari, sau cât tot trebuie, nu 40. Ne-au ales aici, de la 1,75 m, la vină București, uite un major. Da. Ne-au dus în vagoane. Unii ca sunt două vagoane, nu știu cât, era mult soldați, până în gara din Nord București. De acolo vin mașinile după noi, direcția Băneasa, sub ridicul de securitate, bază și ordine. M-ai văzut, domnul, cum și de acolo, eu trebuie 40 de militari, pentru sub unitate Ploiești. Eu legat mâna sus, nu trebuie să faceți doi pași și în față, pe aceea, pe la o repaut. Deci eu trebuie că de unii, joi comandantul unității, cu registru, unde te-am adunie, soldatul Alexandru Viorel, Pisană Său, trece o parte, tot așa de anii, până am ajuns la 40. Am urcat în autobus, chiar nu e parte de București, Ploiești, 60 km, atâta e. Am ajuns în Teleașen, unde sunt usina Teleașen, ați plăcăle dacă ați umblat pe acolo. Da. La usina. Da. Nu. Acolo era subunitatea, sos la partier. Deasupra era internatul. Și de acolo ne dușe. Făceam prin schimbul 8 ore. Patrulă prin oraș cu milița, am zis poziție, un schimbat după democrație. Și acolo am liberat. Și am venit din Ploiești, am venit 7 ore acasă. Dar cât ați făcut armata? Poftim? Cât ați făcut armata? 17 luni jumate. Din 79 eu am liberat din 80. Da? Trebuie să liberi în octombrie, am liberat în noiembrie, la sfârșitul noiembrie, când eu ținut prin toia care erau la munci. Și când a venit comandatul să ne dea drumul, n-a știut nimica. Noi am, eu dat drumul prima de nou, că apărțeam de Băneasa, de
Unitatea mea, sub unitate, dar de aia aparținem de București. Și zice așa băieții ăsta să se îmbrace civil. Nu știu cum arată. La ora 1, până la ora 1 am făcut patrule, n-aș știu, nu-i spus nimic, că liberăm sau merem acasă. Nimic, până dimineața. Când au zis că se vrea armamentul la... Ai obosit, domnul Nicolae? Nu. Și când se dea armamentul la magazin, zic, gata. Aia zic, gata, am vrea, dar pentru mine, nu știu că vinim acasă. E, da, și aici au șmecherie ăștia de la armată, că nu se ne dea bani la accelerat, că nu i-o dat foc de drum, la personal. Și ne vine cu personal din Ploiești până în Beclean, Bistrița. Așa ne-o dat și nouă. Da. Cu personalul ați venit și noastră? Nu, eu amicul ăsta de Sighetul Mamace sau București Baia Mare, știi. Și am venit în Beclean, m-am la 3:30, 4:00. Și se fac eu, mă, până la loc, cu baliza. A venit cu unul din Zalău, am mărțit în Brașov, ăla avea preacină. Eu m-am dus pe la sorul mea. Dai seama, ne-am suit la acolo, la Brașov, l-am mărțit la preacină. Și a dat o zi, hai încă, eu zis ăla că nu merg la Vigiunie, bai, cam unii au dat drumul. Ne-a ținut și miliția. Unul, un control home, mai al dracu, unul îți lasă și domnule că a venit în armată. Dar, de obicei, are treabă? cum era atunci, cu, cu soldații? Nu, nu prea au treabă, nu? Da, nu știu, aici prin Bistrița am auzit că plăteai la autobuz și ăla de acolo, de la gară până la unitate unde meream. Eu nu-ți lua niciodată, puteai umbla o zătătă zi acolo. Da? Și am venit din Beclean, eu, într-o jumătate de ani am fost acasă. Am dus așa acolo, ni sunt sărite, azi am făcut 20. Mâine le faceți toate? Dacă sunt de 7. Sper să legată le partea aia dintre. Și apoi sâmbătă, vinerea nu tunge. Nu? Nu. Dar de ce? Nu se tunge vinerea. Păi spuneți-ne și de ce. Așa era din bătrâni, așa au rămas. Bătrânii vinerea nu tungeau. Deloc? Nu. Ei vinerea nu tungeau. Nici tata, o șef așa. Știți ce am mai văzut exact așa asemănător? Am fost și la Brașov, la Zrănești, la mine acolo. Și era un baci pompi și au zis că bacii nu făceau bulți pe jar până de Sfântul Petru. Zici că nu știu ce se întâmpla la ugere. Chiar se respectă tradițiile astea? Da. Sunt care... Nu toți, dar sunt. Sunt. Ce... Cum arată așa tunse? Da. Da? Căpușele le afectează mult? Sunt care mor, se infectează. Dar e sângere, e bea sângere din... Termina sângere. Stai cu capul acolo. Dacă o tragi, rămâne capul, degeaba. Omul s-a strâns mulți aici, nu a fost tunsă, nu a făcut nimic, își la ce. Era făcut de aici. Și aici anii s-o... Ala ne știi cum era, doamne, când mai ai lucrat la carnea cât ți-o fă băgatea. Carnică. Pozitură, pozită așa cum îi pozești. Dar așa cum sunt tunse, vezi, nu stau cum? Nu stau, că nu le place la soare, numai la umbră. Da? Cum? Nu se pune numai la cep dacă e ala nidamu, nu mai pot. Sunt caudă care nu-i tunsă. Nu știu că care-i tunsă. Să vezi nei ce-i umple, care cum îți iei. Miei nu-i pot să-i tunsă pe de-a tine. Da, și miei se tund. Ăia care-i țineți. Da. Ăla ied sau e tot miel? Ied. Aveți și un ied, nu? Da, păi avea. O făta ea de aia albă, mică, și-ați văzut cum e aia. Ce mănâncă, mă, s-a. E de anul trecut, o. Are un om și are copii. Încă așa să steie porumbul. Nu l-am văzut așa. Păi nu, că se vede, dar dumneavoastră stă la discreție. Fără porumb nu-i făceați dumneavoastră așa. E adevărat, nu? Corect, și. Trebuie să redai porumb. Da, mă, dar ce vezi să faceți, mai? Păi nu, mai. Am putut să scot vreme afară. Păi mă, eu să aduc grebla, mă. Da, grebla și furtă. Domnul Nicolae, mulțumesc că m-ați primit și mi-ați arătat cum se tunde.